Toamna s-a instalat deja, dar seceta nu se dăduse din Mehedin. Specialiștii spun că solul are nevoie urgent de umiditate. În tot acest timp, agricultorii se roagă să plouă pentru a putea efectua lucrările de toamnă. Pentru că lipsesc sistemele de irigații, fermierii nu pot face nimic altceva decât să se uite lung spre cer în așteptarea precipitațiilor. Agricultura este sufocată de secetă. Lucrările de toamnă nu se pot efectua pentru că solul este mult prea uscat, iar aratul este aproape imposibil. Potrivit reprezentanților Direcției Agricole, acesta pare să fie cel mai secetos an înregistrat în ultimele decenii. Perioada în care ne aflăm, datorită lipsei precipitațiilor, care durează de mai mult timp, solul este foarte greu de lucrat. Lucrările clasice de arat au stagnat pentru că mobilizarea solului în profunzime este aproape imposibil de făcut. Totuși, agricultorii au încercat și, ajutându-se de alte metode de lucrare a solului, discuit, grăpat, au reușit să semene anumite suprafețe cu rapiță, orzoică de toamnă, triticale și orz. Solul ar putea fi ajutat prin irigare, dar nouă ne lipsește, ceea ce transformă într-un coșmar viața agricultorilor care își văd ruinate toate speranțele. Așteptăm ploaia, sperăm ca prognoza anunțată de meteorologi să se confirme și să avem apă și în județul Mehedinți, pentru că, din păcate, în acest an, cam începând cu jumătatea lunii iulie, sud-estul țării și implicit Mehedinții au fost cam ocolit de ploi. Au fost nori, au venit, au trecut, au plecat și ploaie n-au dat. Ca și cum nu ar fi fost suficientă seceta, în multe zone ale județului, solul a avut de suferit foarte mult din cauza incendiilor de vegetație uscată. Foarte multe recolte au fost mistuite de flăcări, iar pământul a fost pârjolit. Drept urmare, agricultorii speră să plouă cât mai curând și în cantități suficiente pentru ca, în sfârșit, să poată fi efectuate lucrările de toamnă.